Salutare tuturor, bine ați revenit pe canalul nostru de YouTube Fitness Journey. Astăzi voi face un antrenament scurt, în maxim 10 minute, pe post de înviorare pe care o puteți să faceți în fiecare dimineață. În casă puteți găsi o păturică sau, dacă aveți, o salteluță la voi în casă, este super ok. Și de un stepper sau un scaun mai mic de înălțime, ca să facem niște flotări suspendate. Bun, hai să începem cu o scurtă încălzire. O să facem între 10 și 20 de repetări din fiecare exercițiu, cu o scurtă pauză între. Bun. 3, 2, 1. Începem cu jumping jacks, brațele sus. Respirăm pe tot parcursul repetărilor. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 și revenim. Bun, am pus sângele în mișcare, hai să facem niște genuflexiuni. Împingem mult bazinul către înapoi. Avem grijă genunchii să nu ne depășească vârfurile și revenim. Bun, hai să adăugăm puțină izometrie. 3, 2, 1, sus și revenim. 3, 2, 1, sus și revenim. Respirăm. Bravo. Încă 5. Ușor, nu ne grăbim. În cazul în care ați obosit deja, vă puteți opri. Ultimele două și ultima, 3, 2, 1, revenim. Bun, trecem la fandări. Atenție, pășesc în față, fac o scurtă pulsație și revin. Schimb piciorul, din nou, pulsez și revin. Nu vă grăbiți și revin. Țineți abdomenul încordat, respirăm pe tot parcursul exercițiului. Dacă sunt prea grele, putem să le facem și înspre înapoi, cum vi se par vouă mai ok. Pulsăm ușor, respirăm. Încă 5 pe fiecare picior. Concentrați-vă, corpul să fie vertical pe sol. Nu ne grăbim în executarea lor. Nu vă înclinați în față și de asemenea genunchii din față să fie deasupra călcâiului. 3, 2, revenim. Bun. Respirăm puțin, mergem mai departe, facem burpees. Ok? Atenție, sărim, palmele pe sol, cobor și bazinul, împing tare picioarele către înapoi în planșă, atenție, nu cobor bazinul, rămân drept, trag picioarele și mă ridic. Haideți! Respirăm, abdomenul încordat și revin. Continuăm. Dacă ați obosit, puteți să vă opriți sau puteți să încercați varianta ușoară, pas cu pas și mă ridic. Hai să mai facem două. Ultima repetare și revin. Bun, haideți să ne luăm salteluțele. Facem niște hiperextensii. Dacă știți că aveți probleme la spate, încercați să nu ridicați concomitent și brațele și picioarele. Astfel. Mă ridic, rămân puțin sus și revin. Mai ușor, braț, picior opus. Capul se ridică odată cu brațul. Rămânem în prelungirea coloanei. Respirăm la fiecare repetare. Continuăm și mai ușor. Încă 5. 4. 3. 2. 1. Bun. Revenim ușor sus. Dăm salteluța la o parte. Facem niște îndreptări ușoare. Picioarele ușor îndoite, brațele întinse. Cobor în față,
mă plec cât pot de mult. Să ajungeți ușor paralel cu solul și revenim. Spatele drept, brațele întinse în permanență. Mă plec ușor și revin. Încercați să simțiți că vă trageți din spate. Cobor ușor și revenim. Mă îndrept. Continuăm ușor. Abdomenul rămâne încordat. Respirăm. Încă 5 repetări. Dacă ați obosit, puteți să faceți pauză. 3. 2. 1 și revenim ușor. Bun. Mergem mai departe la flotări tip diamant. Punem palmele una lângă alta astfel încât să facem un romb. Ok? Dacă sunt prea grele, cobor pentru începători genunchii pe sol, cobor spre brațe și revin. Dacă putem să le facem normal, ok? Cu genunchii ridicați. 3, 2, 1, hai! Respirăm. La fel, încercați să nu coborâți bazinul, acestea nu sunt corecte, rămânem ușor cu bazinul ridicat, abdomenul este încordat. Dacă obosim, genunchii pe sol, încercați să duceți pieptul către brațe și revin. Când vin sus, strâng tare din pectoral. Bun, mergem mai departe. Folosim de data aceasta un stepper, brațele stânga-dreapta, ușor depărtate față de nivelul umerilor. La fel, cobor pieptul către stepper și revin. Cobor și revin, respirăm. Dacă sunt prea grele, genunchii pe sol. Bun, încă 5, 4, 3, 2, 1 și revenim. Dăm step-ul la o parte. Mai avem două exerciții. Crunch simplu și reverse crunch. Luăm o salteluță, ne așezăm, picioarele flexate, ușor cobor pe spate. Bun. Picioarele depărtate la nivelul umerilor, brațele ușor, ne sprijinim capul să ne doară gâtul. Mă ridic ușor de pe saltea. Ridicăm umerii, încordez abdomenul, tare și revin. Aici încercați să faceți și ca 20 de repetări. Țineți minte, când vă ridicați, încercați să solicitați cât mai mult musculatura abdominală. Rămâneți 2 secunde sus și revenim ușor. Încordați tare și revin. Ok. Facem 10. Dacă obosiți, faceți o scurtă pauză sau dați stop la video, după care continuăm. 5. 4, 3, 2, ultima ține, 3, 2, 1 și revin. Mâinile sub bazin, picioarele îndoite la 90 de grade, ok? Reverse crunch, cobor ușor tălpile către sol și revin. Dacă este prea greu, alternăm piciorul stâng, piciorul drept, respirați. De asemenea, dacă vă doare spatele, să aveți mereu palmele sub bazin, dacă nu, puteți să le țineți lângă voi, să controlați în permanență mișcarea. De asemenea, încercați spatele să nu se ridice de pe sol. Stați cu abdomenul încordat în permanență. Respirați. Haideți că mai avem puțin. 10 repetări.
Toată lumea, 10, 9, 8, 7, 6, 5, ultima gașcă, haideți, 4, 3, rămân încordat, 2, ultima și revin ușor. Bravo! Și am terminat. Bun. Asta e ghirarea pentru astăzi, un antrenament scurt și foarte folositor pentru persoane care nu au timp să facă mișcare. Vă pune foarte repede sângele în mișcare. Vă mulțumesc că m-ați urmărit astăzi pe canalul nostru de YouTube Fitness Journey și vă așteptăm cu drag pe canalul nostru pentru următoarele videouri. Dați un like, share, subscribe dacă v-a plăcut acest video. Vă zic faină! Ciao!